Salutare! Astăzi vreau ca să vă prezint această mașină de polișat, cea de care am mai vorbit în celelalte videoclipuri. După cum vedeți, cablul este foarte, 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 foarte flexibil, da? Are 3 metri ca lungime. Ok, stăteam aici. Bun. Este puțin asta alta. Ok. Luăm polish-ul. Astăzi voi folosi Farecla G3. Tot timpul când polișăm, spraiem cu apă zona pe care o vom polișa. Indicat ar fi să polișați, foarte indicat ar fi să polișați înăuntru. Ok? Înăuntru, adică în garaj, într-un loc răcoros, pentru a menține tabla cât mai rece atunci când polișați. Ok? Tot la fel, când polișați, să aveți în vedere să nu polișați cu acest hardtop, cu această pelerină descoperită. Tot timpul trebuie să o izolați, să nu ajungă polish pe el, deoarece se curăță foarte, foarte greu. Bun, dar astăzi nu voi vorbi despre curățare și alte nebunii. O să vă prezint pur și simplu doar mașina de polișat. Da? După cum vedeți, în timp ce se rotește, are și excentri, da? Ceea ce ne va permite să ne extindem pe o suprafață mult mai mare și polișarea va fi mult mai bine făcută. Și mărim viteza. Here.
acum. Haideți să vedem ce a ieșit. Și pentru mine este prima oară că polișesc cu mașina aceasta. Și vreau să văd ce iese. Această zonă a fost rahat de pasări. Ok. Ok. Nu-i rău. Oglindă, oglinjoară. Cine-i cea mai bună mașină de polișat din țară? Da. Se pare că prietenii mei nu m-au dezamăgit și mi-au trimis ceva bun. După cum vedeți, cam așa arată. În caz să sunteți interesat de această mașină de polișat, mă puteți contacta și vă voi da prețuri și tot ce trebuie. Vă salut! Da, n-am putut să las și această portieră nepolișată. Oricum arată ca dracu are această zgârietură aici. Și multe alte imperfecțiuni. I-am dat doar un luciu. Doar atât merita. Nu mai mult. Că se obișnuiește proprietarul. Și da, oricum acesta este doar un plus care l-am făcut proprietarului în afară de lucrare, deoarece lucrarea am avut-o pe cealaltă parte, am vopsit bara și aripa. Cam asta este. Da,